Este ora 13, sunteți la 360 Medical, vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți. Am pregătit pentru astăzi o dezbatere despre boala Wilson, o afecțiune genetică rară pe care o regăsim și în rândul pacienților din țara noastră. O să vedem exact cum se manifestă boala Wilson și care sunt problemele pe care le întâmpină cei diagnosticați cu această afecțiune rară. În platou alături de mine este, cum deja v-au obișnuit, medicul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate. Vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună ziua! Bine v-am găsit! De asemenea, Marius Suțanu, director general adjunct Unifarm, este prin Skype alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră! Bună ziua! Da, o să îl auzim imediat și pe domnul Huțanu. De asemenea, o salut și pe doamna Lăcrimioara Boariu, este pacient cu boală Wilson, și doamna Doina Câmpanu, mama unui băiat diagnosticat cu boala Wilson. Vă mulțumesc, doamnelor, pentru această intervenție. Bună ziua! Vă mulțumim și noi! Eu sunt Aneta Sângerzan, începe 360 Medical. Da, mai întâi vreau să aflăm câteva lucruri generale despre această afecțiune rară, boala Wilson. O să rog pe domnul doctor Fotin să ne facă așa o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă această maladie și cum arată statisticile la nivelul României, câți pacienți suferă de această boală și cum se manifestă ea, bineînțeles. Boala Wilson este o boală descoperită începând cu anii 1912, mai exact, și care, cum ați menționat, este o boală genetică rară, care se poate transmite descendenților și care are ca și fundament o alterare a unei gene care este responsabilă de o proteină care transportă cupru. Noi am mai avut emisiuni în care am dezbătut despre situații în care anumite elemente aduse cu alimentația, ingerate, necesită o eliminare și că din cauza unor anumite defecte genetice acest lucru este făcut cu dificultate sau nu se poate realiza, determinând anumite patologii. Boala Wilson este un exemplu de acest gen, face ca cuprul să nu poată fi excretat din organism și conduce la acumularea acestui element la nivelul organelor și țesuturilor, în special la nivelul ficatului, sistemului nervos central, rinichilor și alte țesuturi. Impactul este determinat de acumularea, în special la nivelul ficatului și creierului, pentru că simptomatologia și problemele cu care se confruntă acești pacienți sunt legate de aceste acumulări. Poate avea două forme de debut, o formă la vârsta copilăriei, între 5 și 20 de ani. De obicei, această formă este marcată de problemele la nivelul ficatului, de problemele hepatice, mimând hepatite în general, însoțite de oboseală, de icter, de tot ce înseamnă afectare hepatică, ceea ce face ca și provocare pentru acești pacienți punerea diagnosticului să fie una dificilă, pentru că mimează hepatite în general. Există și forme care debutează direct cu insuficiență hepatică acută, o problemă serioasă de sănătate. Și cea de-a doua formă a bolii Wilson, forma de după 20 de ani, 20-40 de ani cu debut la această vârstă, marcată în special de problemele neurologice, neurologice și psihiatrice, care impactează de data aceasta pacienții. Este, cum bine ați spus, o boală rară. Într-adevăr, prevalența ei este estimată la un pacient la 30.000 de persoane. Este o boală, din fericire, tratabilă. Progresia bolii este limitată, diminuată, dacă tratamentul este făcut corespunzător și diagnosticul a fost făcut într-un stadiu incipient, astfel încât acumularea cuprului în organisme, în organele menționate, să fi fost minimă.
Există tratamente dezvoltate pentru această boală rară. Unul este penicilamina, care este un chelator de cupru. Rolul este acela de a lega cupru din organism și de a ajuta eliminarea acestuia. Există, începând cu sfârșitul anilor 2017, un alt chelator de cupru care se administrează atunci când pacienții devin intoleranți la penicilamină, numit trientin. Și aceste două chelatoare de cupru se administrează de obicei împreună cu acetat de zinc, care are rolul de a diminua absorpția cuprului de la nivelul intestinului. Cam asta pe scurt despre boala Wilson. Sunt pacienți cu această boală rară și în România. Din datele pe care le-am identificat, ar fi câteva sute de pacienți în această situație, atât copii cât și adulți. Vorbeați de medicație și este foarte important să menționăm faptul că o medicație administrată corect se face doar dacă ea există. Ori, la nivelul României au existat ceva probleme, o să dezbatem imediat acest lucru și vreau să o introduc în discuție și pe doamna Lăcrimioara Boariu. Este, vă spuneam, o pacientă cu această afecțiune. Doamna Boariu, știm că există probleme legate de accesul la medicamente pentru pacienții cu boala Wilson din România. Spuneți-ne, vă rog, de cât timp a apărut această problemă și, bineînțeles, ce consecințe are această lipsă. Înțeleg că ieri s-a remediat această problemă, să sperăm că pentru totdeauna. Alo? Da, doamna Boariu, ne auzi? Bună ziua! Da, vă rog. Doresc să vă mulțumesc în numele bolnavilor cu această boală rară, care nu suntem câteva sute, probabil suntem 2-3 mii de persoane cu această boală care nu sunt declarate. Această problemă de lipsa medicamentului o avem în fiecare an sau probabil din 3 în 3 luni. Suntem lipsiți de tratamentul de bază care ne menține pe linia de plutire. Eu de anul trecut duc lipsă de medicament și care, cum se zice, din păcate nu avem dreptul la viață. O spun între ghilimele pentru că deja simțim pe pielea noastră aceste afecțiuni. Până acum 2 ani am luptat ca să mă ridic din cărucior, formă am luptat ca să merg cu cadru datorită medicamentului și datorită, bineînțeles, regimului alimentar, care avem un regim alimentar foarte strict, dar din păcate la noi în țară nu suntem auziți, suntem invizibili. Tratamentul care este de bază mereu ni se ia. Nu a fost în premieră despre care discutăm. Înțeleg că ieri s-a rezolvat parțial. Eu am sunat la farmacia din Sibiu, de unde locuiesc, și mi s-a comunicat că de la Unifarm nu au primit niciun răspuns. Da, avem și un reprezentant al Unifarm, o să ne lămurească imediat domnul Huțanu exact despre ce este vorba. Până atunci, domnule doctor Fotin, de ce apar astfel de crize, de discontinuități în aprovizionarea cu medicamente? În cazul acestor pacienți, oficial, după cum spuneați dumneavoastră, sunt câteva sute, poate nediagnosticați încă alte câteva sute, în total câteva mii, după cum spunea și doamna Boariu. Corect. Acum, aceste discontinuități pot avea multiple cauze. Din păcate, cauzele generale ale discontinuităților atunci când vorbim despre medicamente, de această dată n-aș putea să mai spun că pot fi aplicabile cazului de față. Pentru că vorbim de un medicament care vine printr-o procedură specială de ani de zile, vorbim despre pacienți pe care îi cunoaștem, deci teoretic nu ar trebui să fie o problemă nici comunicarea către astfel de pacienți. Am fost surprins să aud de la pacienta noastră lipsa de comunicare a autorităților. Pe de altă parte, într-adevăr, pacienții
trebuie să cunoască că au dreptul de a merge cu prescripția la nivelul oricărei farmacii care se află în relație cu casa de asigurări și această farmacie este obligată să facă comenzile necesare. Probabil că așa s-a și întâmplat, că de aceea ne-a spus că a primit răspunsul că nu îi comunică Unifarm. De această dată se pare, din câte înțeleg, dar poate ne confirmă domnul director, modalitatea de achiziționare a produselor care vin prin aceste proceduri speciale și nu vorbim doar de pacienții cu boală Wilson, pentru că la Unifarm ajung medicamente oncologice pentru pacienți cu forme grave de neoplazii. Vorbim de un număr de aproximativ 50 de medicamente pe care Unifarm le aduce printr-o astfel de procedură și care, dacă aceasta este realitatea pe care am înțeles-o, aceea de schimbare a modalității de achiziționare a acestor produse prin, în fine, tot soiul de proceduri mai mult sau mai puțin birocratice legate de achizițiile publice, acest lucru a condus la întârzierea punerii pe piață de această dată. Conform datelor publice, pentru acești pacienți, Agenția Națională a Medicamentului a autorizat punerea pe piață în septembrie 2020. Deci din septembrie 2020 trebuia să existe o continuitate a aducerii acestui medicament și să fie disponibil la nivelul Unifarmului, astfel încât farmaciile, urmare solicitării pacienților, să poată beneficia de el. Doamna Boariu, când v-ați achiziționat ultima dată medicație pentru afecțiunea de care suferiți? Ultima dată medicația pentru afecțiunea care eu sufer, țin să menționez anul trecut în noiembrie. Anul trecut. Pentru că noiembrie. Deci eu de anul trecut din noiembrie eu nu mai iau niciun medicament. Care eu ar trebui să iau 8 comprimante pe zi. Nu ați mai găsit de atunci? Nu am găsit. Și disponibilitatea financiară nu-mi permite să merg în afară ca să-mi cumpăr. Nu în afara României, bogat. Spuneți. Da, în afara României, unde s-ar găsi aceste medicamente? În Spania medicament. S-ar găsi, dar nu dispunem cu toții. Deci eu de anul trecut, din noiembrie, eu sunt fără tratament. Incredibil. Domnule Huțanu, domnul Marius Huțanu, director general adjunct al companiei Unifarm, vă spuneam că este în legătură telefonică directă. Ce se întâmplă? De ce apar aceste discontinuități? Care este situația și poziția Unifarm în această speță? Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Compania noastră, în cei peste 80 de ani de activitate, a încercat să acopere segmentul de, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, de medicamente cu nevoi speciale, de nevoi speciale. În momentul de față, produsul se află în structurile noastre și de săptămâna viitoare va putea fi pus în vânzare către farmacii. Într-adevăr, ne-am primit un ANST anul trecut, în 24 septembrie, dar produsul trebuie dat în lucru către Spania, către producător, ceea ce durează la el producția 3 luni de zile, între 3 luni și 6 luni de zile producție. Bun, dar dacă știați că aceste probleme o să apară la un moment dat, de ce nu se dau în lucru din timp? Ne spunea doamna Boariu că din noiembrie nu mai are tratament. Mă scuzați, dar conform legii, noi nu putem solicita un nou ANS decât în momentul în care stocurile sunt zero și comisia de specialitate înaintează un necesar. În baza acelui necesar, noi depunem o documentație către Agenția Națională a Medicamentului, după care dăm drumul la comandă în exterior. Deci, da. Scuzați că n-am înțeles nicio. Deci stocurile, deducem, domnul director, că nu au fost zero. Nu. Deci, dumneavoastră știți foarte bine că un ANS are valabilitate de un an de zile sau până când stocul devine zero. Bun, am înțeles. Deci, să înțeleagă toată lumea, dumneavoastră așteptați ca stocurile să se epuizeze, după care faceți comandă care durează 3 luni. Și în aceste 3 luni, până când vin medicamentele, bun, 3 luni este termenul limită, maximul admis, da? Pot să vină într-o lună sau în două săptămâni.
Dar în această perioadă ce fac pacienții? Adică prin ce metode le asigurați necesarul? Pentru că în cazul acestei boli rare, înțeleg că medicația trebuie să se administreze constant. Încă o dată vă spun, conform legii, noi nu putem să dăm în avans o comandă atâta timp cât noi nu cunoaștem necesarul care este eliberat de către Comisia de Specialitate. Păi necesarul nu este același mereu, pentru că pacienții cu boli rare nu se vindecă de la o lună la alta. Păi asta încerc să spun, că nu este același necesar de la un an la alt. Domnul director, eu am o problemă de înțelegere. Haideți să clarificăm ca să trecem mai departe. Deci problema nu ar fi schimbarea unei proceduri de achiziție, ci faptul... Ba da, s-a schimbat și procedura. Noi am devenit autoritate contractantă și ne supunem legii 98/2016, care este o procedură nevoioasă pentru achiziția. Este o procedură birocratică care a îngreunat accesul pacienților la un medicament care vine de ani de zile pentru, cum spunea și doamna Sângiorzan, pentru niște pacienți pe care îi cunoaștem. Acel necesar de la Comisia din Ministerul Sănătății nu poate fi schimbat decât, probabil, cu foarte puțin, pe măsură ce în anul respectiv noi pacienți sunt identificați. Dar în linii mari noi cunoaștem cantitatea necesară anual din acest produs. Realitatea este într-adevăr că în acest an au avut loc schimbări de proceduri de achiziție care, în fine, au îngreunat acest acces. Lucru care, din punctul meu de vedere, ar fi putut fi comunicat pacienților, pentru că înțelegem că toate instituțiile trebuie să respecte legea, dar nici pacienții nu cred că îi putem ignora. Trebuie să existe comunicări. Eu le-am căutat și pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul Unifarm. Nu am identificat vreo comunicare către acești pacienți care, iată, se adresează farmaciilor dumneavoastră și nimeni nu le transmite nimic, doar că nu avem. Trebuie să existe o modalitate de a îi ajuta să-și facă aceste tratamente, nu din alt motiv, dar există pe lângă legislația în domeniul achizițiilor publice și alte tipuri de legislație care dau anumite drepturi pacienților. Da? Legea 46, drepturile pacienților, trebuie privită și ea cu mare atenție, așa cum privim și legea achizițiilor publice. Bun. Domnule Huțanu, dumneavoastră spuneți în momentul de față că practic nu aveți ce să faceți mai mult decât ați făcut deja, din cauza că birocrația nu vă lasă, corect? Deci, din punctul vostru de vedere, noi respectând legea 98, am reușit să semnăm contractul cu producătorul, astfel încât până la sfârșitul lunii septembrie să asigurăm pacienților cele 15.000 de cutii necesare tratamentului. Bun, cutiile acestea sunt în momentul de față în depozitele Unifarm? Nu, în momentul de față a intrat o primă tranșă, urmând încă două tranșe să intre în depozit. Și când vor ajunge în farmacii? În farmacii de luni vor începe să fie livrate către farmacii. Deci, de luni, doamna Boariu poate să meargă la farmacie în Sibiu. Absolut. Și să își procure acest medicament. Da, bun. Da. Până la această criză, ați mai avut probleme? Când a fost ultima dată când v-ați confruntat cu o situație similară? Pentru că știu că nu e o premieră ce discutăm astăzi aici. Nu e o premieră, așa este. Cu fiecare produs în parte ne luptăm să-l aducem prin această lege 98. Încă sunt de a aduce produsele. Sperăm să reușim să satisfacem nevoia pacienților, astfel încât ei să-și poată duce tratamentul până la capăt, să nu dispună de alte probleme. Deci... E o problemă care apare frecvent. Eu nu știu, poate e o fractură de logică în ceea ce mă privește pe mine. E o problemă care apare frecvent. Spuneți că legea nu vă permite să faceți mai mult, dar dincolo de ceea ce permite legea, bănuiesc că se pot purta discuții la nivelul celor care ar putea să modifice legea
în așa fel încât pe termen mediu și lung să se rezolve această problemă. Le-am purtat și le purtăm în continuare. Deci 3 luni de zile, 4 luni de zile, asta facem. Da, fiecare zi. Nu Unifarmul este cel care poate. El trebuie să aducă medicamente așa cum Ministerul Sănătății solicită acest lucru. Nu, problema nu este neapărat la Unifarm. Absolut, absolut. Tocmai asta încerc să ne explicați, domnule Huțanu. Factorii decizionali, practic, nu se opresc la nivelul Unifarm. Dar ceea ce poate să facă Unifarmul în momentul acesta este să facă presiuni cu ghilimelele de rigoare pentru ca lucrurile să intre cumva pe un făgaș normal. Până la urmă, cei care au de suferit sunt pacienții. Ori ce spune etica în sănătate publică, nu? Că pacientul este pe primul loc. Asta este și pentru noi. Pacientul este pe primul loc. Și din acest motiv noi luptăm pentru a aduce produsele. Am găsit parteneri pentru diverse molecule în afara Europei și chiar în spațiu comunitar. Luptăm cu și solicităm sprijinul Ministerului pentru a ne ajuta cu această lege 98, astfel încât pacienții să beneficieze de planul terapeutic corespunzător fiecărui afecțiuni. Am înțeles. Trebuie să menționăm, luăm publicitatea imediat, nu înainte însă de a menționa și faptul că am transmis o invitație oficială Ministerului Sănătății pentru a participa un reprezentant din cadrul instituției la această emisiune pentru a ne oferi un punct de vedere. Bineînțeles, răspunsul a fost unul negativ, pentru că dacă era altfel, aveam aici în platou un reprezentant din cadrul Ministerului Sănătății. Voiam să vedem care este poziția în raport, poziția Ministerului în raport cu pacienții cu boală Wilson. Domnule Huțanu, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, pentru aceste lămuriri. Luăm publicitatea acum și continuăm discuțiile în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct, continuăm să discutăm despre boala rară Wilson. Am văzut și punctul de vedere al Unifarm în ceea ce privește furnizarea tratamentului pentru bolnavii care suferă de această boală rară. Lăcrimioara Boariu, pacient cu boala Wilson, este în continuare în legătură telefonică directă. Pentru a concluziona, doamna Boariu, ați auzit ce a spus domnul Huțanu de la Unifarm. De luni puteți să mergeți la farmacie să vă achiziționați medicația. Eu vă mulțumesc, dar ceea ce nu cred, pentru că de 7 ani de când am această boală, din 3 în 3 luni este aceeași problemă și nu s-a rezolvat niciodată. Promisiunile sunt deșarte. Degeaba ne-au promis. Eu oricum voi merge, dar chiar dacă sunt optimistă, cu siguranță nu-l voi găsi. Ultima dată când v-ați confruntat cu astfel de probleme, când a fost? Deci ultima dată în noiembrie, pentru că eu iau mereu din 3 în 3 luni tratamentul. Am înțeles. O să urmărim. Stați fără grijă, o să urmărim cum evoluează lucrurile și declarația domnului Huțanu a fost publică până la urmă. Dacă a spus că se va întâmpla așa, ne punem toată încrederea în domnia sa. Vă mulțumesc că tare mult, doamna Boariu, pentru intervenție. Multă sănătate vă doresc. Domnule doctor Fotin, spuneam și înainte de pauza de publicitate că am cerut un punct de vedere al Ministerului Sănătății pe acest subiect, să aflăm exact care este poziția instituției. Trebuie să se facă ceva, e clar, să se ia măsuri pentru a se elimina acest risc de a se rămâne fără tratament în cazul pacienților. Care ar fi măsurile pe care Ministerul luate. Sănătății... Aceste măsuri au fost luate. Sunt în curtea Ministerului Sănătății. Trebuie doar să ne ocupăm de ele. În 2016-2017, urmare nenumăratelor discontinuități, a fost implementat la nivelul Ministerului Sănătății un sistem de monitorizare de stocuri, despre care iarăși noi am mai discutat. Dacă acel sistem ar funcționa, acești oameni nu ar trece din 3 în 3 luni prin astfel de lucruri, pentru că este setat să declanșeze o alertă națională, astfel încât toate autoritățile să știe
cu mult timp înainte ca discontinuitatea să devină evidentă, că oamenii vor rămâne fără. Deci, nu știu ce ar putea să facă suplimentar Ministerul Sănătății. Ar trebui, pe de-o parte, să monitorizeze corespunzător aceste stocuri, că sistemul este implementat, este la dâns și în birou. Toată lumea raportează în acest sistem zilnic stocurile. Ceea ce, cu atât mai evidentă este întrebarea, dacă în ultima perioadă aceste stocuri Ministerul Sănătății le-a văzut scăzând, de ce am așteptat ca acest risc să devină evident, astfel încât oamenii să se ducă și să nu mai existe nicio tabletă de medicament? Mie mi s-a părut ireal ceea ce a spus domnul Huțanu. La 3 luni, adică se face necesarul și se așteaptă 3 luni până când se furnizează medicamentele, pentru că probabil aceea este procedura la nivel internațional. Dar acel aici producător se poate nu ne așteaptă ceva pe noi cu cantitatea la poartă, să zic că stai că vine absolut România. Absolut de acord, da. Bun, deci noi trebuie cu atât mai mult să fim proactivi, să știm cu mult timp înainte. Surprinderea așa mea a fost să aflu de acest subiect este că vorbim nu de un medicament nou la care nu cunoaștem, nu știm producătorii, nu știm pacienții. Vorbim de această procedură care se întâmplă an de an. Și vorbim de un sistem care monitorizează stocurile pe fiecare medicament implementat în 2017. Sunt 4 ani de atunci. Am mai vorbit de el. Bun, dar dacă există acest sistem, domnule doctor Fotin, păi, dacă există acest sistem, de ce trebuie făcut realitatea necesarul periodic? Necesarul și evidența pacienților transmisă. Pentru că am vorbit în emisiunile noastre, nu avem registre de pacienți. Ați văzut, eu am zis câteva sute, doamna Boariu a zis câteva mii. Da? Deci nu avem centralizat decât la nivelul comisiilor de sănătate din Ministerul Sănătății, care sunt mai aproape de adevăr pentru că nu avem aceste registre. Bun, dar chiar și pe aceste date estimative, cantitățile trebuie estimate de Ministerul Sănătății, pentru că el are responsabilitatea tratării acestor pacienți. Nu? Mecanismele, v-am zis, sunt implementate. Dacă ele nu funcționează, nu ne explicăm de ce nu funcționează după 4 ani în care aceste lucruri sunt implementate prin acte normative semnate de Ministerul Sănătății, de Ministrul Sănătății. Sunt 2 ordine de ministru, una care obligă la această raportare și care se întâmplă, și a doua la mecanismele prin care atât statul cât și distribuitorii sunt obligați să asigure stocuri adecvate și continue. Dacă vorbeam acum de un operator privat pe această speță, probabil că Ministerul Sănătății ar fi fost în altă poziție. În altă poziție, da? Chiar l-ar fi autosesizat direct, da? Instant. Exact. Am vorbit de aceste sisteme când au fost discontinuitățile de Eutirox, când au fost toate discontinuitățile. Apropo, criza Eutirox încă e acolo. Nu s-a rezolvat total problema, din câte înțeleg. Nu știm, sau eu nu-mi dau seama care este exact motivul pentru care încă se consideră o discontinuitate. Dacă ne uităm în baza de date cu medicamente autorizate, o să vedem că inclusiv Unifarmul deține o autorizație pentru un astfel de produs. Ori dacă doar o deține și prin mecanismele implementate de alte instituții ale statului român, că vorbim de Agenția Națională de Achiziții Publice, că vorbim de Ministerul Sănătății, implementăm la nivelul acestui distribuitor mecanisme birocratice care să-l blocheze, ăsta este rezultatul. Trebuie doar să amintim că procedura aceasta pe care Unifarm o gestionează este o, cum a fost numită, de nevoi speciale, există, este în legislație că este o procedură de urgență. Ori legiuitorul, celelalte instituții nu pot veni cu alte mecanisme care să anuleze exact această urgență. Păi dacă este urgență, de ce trebuie să depun eu să fac achiziție în baza legii 98? Pentru că așa prevede legea. Răspuns nu, corect. S-ar putea să o interpretăm greșit pe acea lege, pentru că această lege 98 este o lege care nu s-a născut ieri și a zis Unifarmul va face așa, ci s-ar putea să o interpretăm noi greșit în acest context. În contextul schimbărilor s-ar putea ca unii să înțeleagă că Unifarm nu trebuie să facă asta. Dar aceea trebuie să nu uite că vorbim de o procedură de urgență, că vorbim de oameni care nu au medicamente, că vorbim de oameni impactați de această lipsă de medicamente, că, așa cum spuneam, acea depunere nu ne așteaptă pe noi să terminăm procedura de achiziții. Acel cupru se va depune
și în sistemul nervos al doamnei Boariu și în ficatul dânsei și probabil că ar trebui să răspundă la întrebarea cine suportă lucrurile astea când tragem linie. Da. Luăm publicitate din nou. În doar câteva minute o să stăm de vorbă și cu Doina Câmpanu. Este mama unui copil care suferă de această afecțiune, de boala Wilson. O să vedem mărturiile doamnei Câmpanu în doar câteva minute și tragem, bineînțeles, și concluziile. Ne întoarcem. Pe 12. Am revenit în direct. După cum vă promiteam, doamna Doina Câmpanu, mama unui băiat cu boală Wilson, este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc, doamnă, pentru această intervenție încă o dată. Ce înseamnă pentru copilul dumneavoastră și pentru dumneavoastră această criză, lipsa accesului la tratament? În primul rând, trebuie să vă spun că acest tratament se ia progresiv. El nu se ia deodată. Băiatul meu, de exemplu, ia 4-5 pastile pe zi. Ar trebui să le ia. Asta din 2015, de când am descoperit boala. Întrucât facem tot felul de artificii și de rugăminte la un infar, medicamentele sosesc. Deci, cum v-am spus, ele se iau treptat. Dacă el nu, la un moment dat, nu le mai are, va trebui brusc să le oprească. Clar. Ceea ce înseamnă și ce se întâmplă de fapt, organismul se deteriorează iremediabil. El nu poate compensa când va primi medicamentele peste 5-6 luni, pentru că Unifarm nu spune că nu are procedura de punere pe piață, că nu sunt etichetele în română, că bla bla. El nu le poate lua atunci când le primește pentru ceea ce ar trebui să ia din urmă. Și iar de la capăt, iar le ia treptat, iar le stochează și sănătatea se deteriorează. Oricum, am văzut problema asta nu are de 7 ani de zile, cel puțin în cazul băiatului meu, descoperit la vârsta de 25 de ani cu forma hepatică. Noi depindem de aceste medicamente că el le tolerează. Da, am asta văzut poziția Unifarm în această problemă, promisiuni din partea Unifarm că de luni se vor găsi tratamentele în farmacii. Vă mulțumesc tare mult, doamna Câmpanu, pentru intervenție. Domnule Fotin, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne oprim aici. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Ne revedem la ora 14. Vă aștept la Top B1. O altă zi v-a lăsat cu picioare dureroase și obosite, glezne umflate, amorțeală și furnicături.